Haideți acolo cu 10.000 de like-uri, forță! A trecut aproape un an de când l-am provocat pe Octavian Popescu Junior la un football challenge. Timpul a trecut și între timp, Dani Popescu, fratele lui Tavi, a crescut și a ajuns la vârsta pentru care poate juca direct pentru cei de la FCSB și de ce nu, în sezonul următor, poate avea un card Ultimate Team. Așadar, fraților, astăzi, alături de mine, îl am pe nimeni altul decât pe Dani Popescu. Salut, te salut, Dani, ce faci, cum ești? Bine, am venit să filmăm aici un vlog, să te bat puțin. Go, fraților, până să mă bată, uitați-vă și voi cât a crescut și cât e pe lângă mine. Bă, țineți minte clipul trecut, îți zic sincer, boss, până aici erai. Până aici erai, câți ani ai tu acum? 15. 15 ani. Vârsta perfectă pentru a debuta la FCSB. În cât timp crezi că o să se întâmple asta? Un an, doi. Așa zic și eu. Doamne ajută într-un an să debuteze și să mă cheme la primul lui meci acolo. Dar astăzi, așa cum am zis, a venit momentul să-i creăm pentru prima dată un card în jocul FIFA 23. Și înainte să începem, vreau să te întreb, cât crezi tu că o să ai rating la finalul clipului? 67. 67. E modest, e modest. Eu zic că o să aibă mai mult. Gândește-te că eu săptămâna trecută am făcut challenge-ul ăsta și am avut 75 la limită. Eu cred că tu o să ai peste 77, 78. Poate chiar 80. Vedem. Toate probele vor fi pe bune. Mai mult de atât, uitați-vă în spate acolo. Deja am pregătit o probă nebună la passing. Ești pregătit să începem? Da. Dar înainte să începem, ia zi, cine bate acum la FIFA? Tu sau Tavi? Data trecută ai zis că tu. Tot. Totul, nu? Da. Nu vă mai zic ce bolan are. Ia zi, ce jucător ți-au picat? Păi Cantona, Footbirthday și Roberto Carlos. Nu mai zic nimic, dăm drumul la treabă. Dar înainte să începem, voiam să vă anunț că pe site-ul celor de la Farul Marketplace puteți să vă faceți cumpărăturile la aceleași prețuri ca și cum ați cumpăra de la un magazin normal. Mai mult de atât, folosind rețeaua de socializare, acumulați puncte și vă puteți bucura de super experiențe la meciuri din România sau din afara țării. Așadar, vă las chiar acum link-ul în descriere să mergeți acolo și să vă faceți cont și să beneficiați de toate produsele de pe site, atât de cele sportive, cât și de cele normale, cumpărături zilnice pe care le faceți voi oricum, iar pe rețeaua socială puteți posta orice poză doriți voi de la un meci de fotbal sau de când voi jucați fotbal sau să comentați la alte postări pentru a acumula puncte. Așadar, spor la cumpărături tuturor! Prima probă de astăzi, fraților, este passing-ul, unde am pregătit acolo în spate 7 porți. Fiecare poartă reprezintă mai multe sau mai puține puncte. Poarta din mijloc, dacă dai 5 puncte, aceste puncte se vor pune la ratingul tău de la passing, să știi. În porțile mici, dacă dai, sau dacă dau și eu, că va fi și un challenge totodată între noi, dar cardul doar lui îi vom crea. Dacă dai în porțile mici 25 de puncte, acele porți de lemn 15 puncte, iar porțile astea 10 puncte. Da. E bine? Da. Fiecare câte 8 pase, vedem cât o să aibă Dani ratingul și mai mult de atât. Pentru fiecare probă, dacă mă vei bate pe mine, plus 5 bonus la rating pentru fiecare care probă, da? Da. Dacă reușești să mă bați. Baft. Let's go. Haideți să vedem primele pase ale lui Dani. Let's go. Mamă, nu pot să cred așa ceva din prima 25. Mamă, din prima 25. Hai. Nope. Ratare, bun. Bun, 30. Mamă, aproape, bravo! A cincea. Hai de capul meu! Bun, hai, a șasea. Bun, bun! 55, da? Și mai ai două, fii atent. Bun, mai ai o singură pasă, fii atent. Ai 70. Dacă dai într-una mică, direct 95, altfel unde vrei tu. Și bun, bun. Deci oficial 85, nu? Da. 85 și dacă mă bate pe mine, încă 5. Greu de depășit acolo, 85. Te iau? Nu. Nu te iau, nu? 90, da? 90 că face că mă bate. Nu o să fie așa. Let's go, tata. Nu! Nope. Nu! 55 și mai am două. Una stânga, una dreapta. Nu!
haide mă, haide mă! Doamne, cât ghinion! Ta! 70, nu? 70! Dani, cât ai avut? 85! Și cu 5 că m-a bătut, 90 pasii! Bravo, tată! Următoarea probă de astăzi, fraților, pace-ul. Știți foarte bine, eu săptămâna trecută, până la 16 metri, am scos acolo 2,8. Cât crezi că scos? Scos sub 2,8? Scot. Tu așa zici, nu? Bun, vom face și întrecere și după vom avea un sprint de 50 de metri pentru a stabili acolo pace-ul final lui Tavi Junior. Let's go, tata! 3, 2, 1, go! secunde, dar Dani, vrea să mai facem una. Crezi că poți mai repede? Da. Hai să vedem! 2.73, fraților! Bă, din a doua mereu e mai bine, bravo! Felicitări! Și acum am avut accelerația, de data asta sprint speed-ul până la 50 de metri. Hai să vedem cât o să aibă la pace. Avem timerul pregătit frumos aici, 50 de metri. Uitați-l cum stă pregătit acolo. Eu am scos 8.03. Eu o să țin cronometru, să fie totul mega corect. Eu voi da startul, haideți să vedem cât reușește să scoată. Pregătit, Dani? Se vede acolo, da? 3, 2, 1, go! Mamă! Tu te pui mei! Cât crezi că ai scos? De ce am scos 8.03? 7.03. Nu, boss, mai puțin ai scos. Mamă, deci cu accelerație, sincer, mi s-a părut la fel ca mine. Dar sprint speed, când îi dai o minge de aia să ducă după aia să dea gol, ia uitați-vă, fraților. 6.51, tată. 6.51. Mbappé, exact. Mbappé, fai de capul meu. Și haideți să stabilim împreună ratingul final la pace. Sincer, eu zic că meriți acolo. Dacă la accelerație poate, ți-aș fi dat un 75. Aici ți-aș fi dat clar un 95 și eu zic 85 pace. Dacă avea accelerație puțin mai bună, te duceai peste 90, dar 85 pace pentru Dani, fabulos, crede-mă. Deci m-ai lăsat fără cuvinte. Sprint speed, da, bă, fraților, exact. Bravo ție, da. De aici, de pe stadionul celor de la Știința București, o super academie de copii și juniori, unde vă puteți înscrie și voi, trecem la următoarea probă, shooting-ul. Și la fel, înainte să începem, vreau să-mi spui, fratele meu, Dani, cât crezi cu site-ul la shooting? 65. Mamă, în continuare își dă rating mic, vedeți ce modestie? Dar ați văzut, când îl pun la treabă, incredibil acolo. Așadar, în shooting, am pentru tine pregătite 3 probe, total diferite, ca pentru un fotbalist profesionist. Nu or să mai fie shooturi din prima pe jos, pentru că este mult prea simplu. Vom avea prima probă, two touch challenge. Înseamnă că trebuie să preiei și din prima să tragi. Da. Deci doar două atingeri. Una, două, da? Da? Hai să vedem, let's go! Și că tot am ajuns la shooting, alături de noi, fraților, îl avem pe Andrei. Te pup, bro! Băi, mulți l-ați lăudat în clipul trecut când mi-am făcut eu cardul să se transfere la Real Madrid. La ce echipă vrei să te transferi? Bă, am zis și lui, de obicei portarii și-au hate în urma unui clip. El a apărat atât de bine clipul trecut, încât a fost apreciat de toți dintre voi și eu vă mulțumesc pentru asta, aper cât poți și astăzi, da? Da. Let's go, Andrei, găsiți Instagramul în descriere, haideți cum follow acolo ca să câștig eu. Băieții sunt pregătiți acolo, Dani este pregătit, 5 șuturi de fiecare, da? Let's go. Wow, 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 din prima! Tineri tău! Maica ta, Doamne! Bă, fraților, în urmă cu un an când am filmat cu el, nu era așa, frate, a crescut mult. Nope! Bine de tot! Haideți să vedem, doar două goluri date de Dani acolo. Eu zic că dau 3. Hai, tată, prima! Intenționat, bă! Bă, îl vedeți, mă? Îl vedeți intenționat, le da așa. LOL! Da, mă, da. Putem. Hai, Dani!
Da, vincul direct. Două goluri eu, două goluri Dani, dar v-am zis, eu doar încerc să-l încurc. El este cel important de astăzi. Trecem la următoarea probă de la shooting. Bun, fraților, următoarea execuție care intră tot în shooting sunt voleurile, dar Dani va sta cu spatele, eu arunc mingea peste tine, mingea să cadă o singură dată și după gol sau paradele lui Andrei acolo, am mare încredere în el. Ce-ai făcut, boss? Te-ai lovit la ureche? S-a lovit la ureche, fraților, ia uitați-vă. S-a lovit la ureche acolo. Avea emoții, vă zic eu, din cauza asta. Gata? 3, 2, 1, și... Bine! Frumos! E bun, mă, portarul, n-ai ce zic. Da, mă, Dani! 3, 2, 1 și... Uhu! 3, 2, 1 și... Încă două! Da, bă! Mamă, ce paradă și-a luat Andrei acolo! Frumos! Și ultima, fraților! 3, 2, 1 și... Ultima, tată! 3, 2, 1 și... Oh, bine! Cât ai dat? 3 goluri, bravo! Bun. Bine! With me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five stick. You can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal. Ultima probă din shooting sunt loviturile libere, dar având în vedere că avem un profesionist, vom executa cu zid, fraților. Uitați-vă și voi, avem și portar și zid. Execuția va fi mult mai grea, 5 șuturi de fiecare și după stabilim ratingul final de la shooting. 3, 2, 1 și... Mamă, bine, portar, bravo, Dani! Frumoasă! Fai de capul meu! Bine, rău! Hai, Dani! Bună, rău de tot! Bine, tată! Ultima lovitură a la Florinel Coman. Da, Dani? Hai! Dă-te-n puii mei! Bine, rău de tot! Forță! Două goluri, forță acolo! Bă, frumoase, rău de tot! Hai să vedem cum dau eu. Fai de capul meu! Ce bar! Coareșma! Bine-s! Bine, portar! Bravo! Bă, îmi place că le apără, forță! Una ca Florinel! Aproape! Bun, fraților, terminăm cu shooting-ul și ratingul final pentru Dani. Uitându-mă la toate probele de până acum, băi, vreau să stabilim împreună, dar vreau să fim cât mai sincer posibil. Eu zic că tu meriți astăzi un 72 și bonus pentru că m-ai bătut pe mine astăzi la goluri, aș zice că ratingul final la shooting să fie 77. 77? Eu ziceam 70 așa. 70? Da. Atunci punem un 73 să fie medie? 73. Da, ne-am consultat amândoi să fie ratingul final 73 shooting. Au mai rămas 3 atribute din cardul lui Dani și trecem mai departe la dribling, unde, fraților, nu o să trebuiască să mă dribleze pe mine, ci direct un coleg de-a lui de la FCSB. Așadar, alături de noi astăzi îl avem pe Alex, te salut, fundaș. Ia uitați-vă cât e, fraților. Uitați-vă cum mă uit la el. Câți ani ai? 15 ani și uitați-vă cum mă uit la el. Dani, misiune grea pentru tine. Ai 4 încercări. 4 încercări să-l driblezi. Hai 5, numai 5. Pentru fiecare dribling îi dăm o steluță la skill moves acolo și, bineînțeles, 20 de puncte. 20 de puncte pentru fiecare trecere versus uitați-vă ce fundaș. Haideți să vedem. Let's go. Pentru o steluță la skill moves și primele 20 de puncte. 3, 2, 1, start. Ce a fost asta, fraților? Băi, știți cât de blând e Tavi? Uitați-vă la pitbull-ul ăsta, a mâncat, a dat muntele jos. A doua! 3, 2, 1, start!
Frumos, frumos, bine, și bine, tată, mamă, i-a luat la rând. I-a luat la rând, fraților, i-a luat la rând, incredibil. A treia, 3, 2, 1, start. Cum l-ai driblat, șutezi? Bun, fraților, două bune, una s-a apărat foarte bine la colo, a stat bine pe picioare, încă două. Pregătiți? 3, 2, 1, start! Hai să vedem, te-ai închis, să vedem cum ești din situația asta. Te-ai închis? Deci a driblat perfect acolo, putea să șuteze, dar știți cum e, Neymar mai încearcă încă un dribling și după aia a revenit fundașul. Aici a zice jumătate de punct, din 20 să-i dăm 10 momentan. Hai să vedem, până acum cam 50, decisiva, ori 70, ori 50 dribling, mare atenție. 3, 2, 1, start! Wow, frumos! Bine acolo! Frumos driblingul, frumos șutul, așadar, ratingul final la dribling este de 70 cu câte steluțe la skill moves. Mi-a plăcut acolo dribbling-ul, 3 sau 4. Trebuie să zică fundașul, cât îi dăm, 3 sau 4? 3. Ok. 3 steluțe la skill moves și la dribbling 70. Trecem la defense. Am ajuns la defense. Ei bine, și de data asta, dacă reușiți acolo peste 5.000 de like-uri și poate de ce nu chiar 10.000 de like-uri, atât cât v-am cerut la început alături de Dani, astăzi alături de noi îl avem, fraților, pe Florinel Coman Junior, un alt puș talent de la FCSB și așa cum am zis, dacă reușiți cele 5.000 de like-uri, data viitoare vom avea Florinel Coman versus Octavian Popescu. Super episod va urma, dar haideți cu like forță. Așadar, la defense, el va trebui să-l dribleze pe Dani. Și aici cât să-i da? Eu ți-aș da 30 aici, mâncați-aș gurata, dar hai să vedem. Nu vreau să vă dau mai multe detalii legate despre Florinel Coman Junior, dar atât vă zic. Driblează senzațional și va avea la dispoziție 3 dribling-uri pentru episodul ăsta. 33 defense pentru fiecare minge apărat acolo de Dani. Dar vă zic, e greu să ia una. Gata? 3, 2, 1, start! Hai, Florinel! Hai, Florinel, arată-i! Oh, viteza lui Florinel! Oh, oh, v-am zis? Păi, deci uitați-vă, fix ca el, Florinel Coman Junior. Bravo, tată! Hai, încă două. A doua. 3, 2, 1, start! Mam, mam, mam! Bine! Doamne, 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 doamne! O să iasă clip. Să vină clip senzația ta, vă zic. Mă să fie ei doi acolo. 3, 2, 1, start. O, ridică mingea. A încercat frumos. Dar e greu. Bine, bine, gata, gata, gata. A luat-o, a luat-o. A luat-o. Frumos. Mamă, ce a încercat în viteză ca Florinel, ați văzut? Așadar, îi oferim cele, nu 33, mă, 35. 35 defense, Dani? 35 defense pentru Dani. Și trece la physical. Fraților, am ajuns la ultimul atribut de pe cardul lui Dani, physical, unde pentru tine nu am flotări, ci am plank. Știi ce înseamnă? Da. Să stai așa acolo, încordezi abdomenul cât poți, pentru fiecare 30 de secunde ai 30 la physical. Faci? Stai acolo un 55? Hai, tata, să vedem. 3, 2, 1, start. Da, da, e bine, e bine, e bine, e bine. Să vedem când încep să tremur, tata. Nu mai mult? Hai, hai, știu, ești obosit. Ești obosit, tată. Ești obosit, tată. Mamă, cum tremură, fraților, dar e greu. E greu, tată. Mamă, 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 mamă. Câte secunde, Carlos? 40, hai, încă 15 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Băi, e grea. E grea. Dar așa cum am zis, probele au fost de fotbalist adevărat, 55 physical și eu zic atât ameriți. Așa, uitați-vă la el, mai ales că a și crescut, cred că anul trecut, dacă îți făceam cardul, cât aveai? 20, 25? 35. 35, cam așa. Dar între timp, Dani s-a făcut băia mare și acum o singură rugăminte am. La primul tău meci din Superliga, mă inviți? Normal. Mulțumesc, te pup. Fraților, haideți cu un mare follow și la el, găsiți Instagramul lui acolo în descriere. Așadar, fraților, așa arată cardul lui Dani Popescu. Uitați-vă și voi cât de bine arată. Vino aici lângă el să se vadă. Ia uitați-l frumos acolo, obosit și cu brandul mare. Îi mulțumim mult de tot lui Dani. Voi nu uitați acolo
10.000 de like-uri forță. Dacă vă doriți partea a doua, Tavi Junior versus Florinel Coman Junior, urmează un mega clip doar dacă reușim cele 5.000 de like-uri. Până data viitoare, am fost Tudor împreună cu Dani și v-am pupat. Pa, pa!